Prietenii trebuie să împart cu voi bucuria că am fost surprins să înțeleg din Cuvântul lui Dumnezeu un adevăr pe care îl supun atenției voastre și cu toții prin harul Domnului vom fi hrăniți sufletește din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă și anume, noi nu suntem viețuitori, noi suntem supraviețuitori și aș dori să spun din start că supraviețuirea este și poate fi o binecuvântare sau un blestem. Sunt mulți oameni în lume care au supraviețuit și pentru care lumea a binecuvântat pe Dumnezeu, fiindcă oamenii aceștia au supraviețuit. Ei au produs mari invenții, descoperiri, au salvat vieți de oameni. Sunt alți oameni care au supraviețuit și oamenii au blestemat pe Dumnezeu, pentru faptul că oamenii ăștia au supraviețuit. Un Hitler sau alții care au făcut rău pe pământul acesta și despre care omenirea întreagă a spus la unison era mai bine dacă ar fi sfârșit atunci. Eu și cu tine suntem supraviețuitori, nu viețuitori. Și întrebarea este dacă supraviețuirea noastră este o binecuvântare sau un blestem. Acest lucru este o cheie care e în nostru. Noi putem face din supraviețuirea aceasta fie o binecuvântare, fie un blestem. Tată din ceruri, venim la tine în clipa aceasta și îți mulțumim mult pentru descoperirea aceasta, Doamne. Acum te rugăm să ne ajuți ca sufletul nostru să fie deschis. Și mintea noastră, Doamne, și dorința noastră cea mai sfântă, predate ție în momentele acestea. Tu să fii învățătorul nostru ca nimeni, nimeni nu poate să învețe ca tine, și Duhul tău să ne călăuzească în tot adevărul. Suntem binecuvântați, Doamne, cu acest cuvânt. Amin. Deci să mergem în cartea lui Zaharia ca să înțelegem termenul de supraviețuitor. În Zaharia, capitolul 3, Sfânta Scriptură îl arată pe Iosua în haine murdare, acestea sunt eu și cu tine. Hainele sunt murdare, dar nu sunt. Nu se poate. murdare de așa fel încât nu se poate prin spălare. S-a întâmplat să aveți vreo ceva care s-a pătat de așa fel încât nu, nu, nu este nimic care să poată spăla. Și. Atunci lucrul acesta este distrus. E vorba de murdăria păcatului. Aceasta nu se spală cu nimic, nici cu fapte bune, nici cu fapte rele. Nu se spală cu nimic, decât sângele care a fost vărsat pentru noi este mesagerul iubirii lui Dumnezeu, aceea și singura care spală păcatul de pe conștiința noastră. Altă altă cale nu există, al mijloc de mântuire nu există. Geaba cați! Domnul a zis satanei, spune versetul 2, nu este omul acesta Iosua un tăciune scos din foc, gata să fie distrus? Ce vrei să faci prin faptul că îngrămădești vinovăție asupra conștiinței lui? Vrei să-l bași din nou în foc sau o distrugi complet? n-a fost aruncat de păcat în foc și a fost mulți din foc, iar acum vrei să termini lucrarea, vrei să-l duci. Mi-a scris un domn profesor ieri și mi-a spus că sunt atât de trist că vizitând atâtea biserici în țară și peste tot, am constatat că lipsește din aceste predici, din aceste slujbe în diverse biserici, lipsește pâinea vieții, ba încă nu în unele. Am observat că oamenii urcă la amvon cu ciomagul, și biciuiesc, și bat jocoresc, și bat pe oameni, și descurajează, și încarcă cu vinovăție, așa cum a spus Domnul Isus fariseilor, voi puneți poveri grele, era vorba de conștiință, pe conștiința oamenilor, și pe care voi nici cu un deget nu le atingeți. Despre Iosua, Cuvântului Dumnezeu a spus ce a spus despre mine, acesta nu e un viețuitor, este un supraviețuitor. Ați observat că oamenii spun cu fericire astăzi sunt cancer survivors, sunt supraviețuitor al cancerului, al supraviețuit din cutare loc sau din cutare loc. Și un supraviețuitor privește viața cu alți ochi și Domnul ne dă acest cuvânt ca noi să învățăm să privim viața cu alți ochi. Noi nu suntem viețuitori, noi suntem supraviețuitori. Și mulțumim lui Dumnezeu din suflet pentru supraviețuirea aceasta pentru care ne rugăm. Ca ea să devină o binecuvântare pentru omenire. Și acum vom, reușe, vom intra în Cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem care este chemarea unui supraviețuitor. În Iov, la capitolul 1, versetul 4, Cuvântul Domnului spune: A venit la Iov un sol care a zis. Și a spus, boi erau, a venit alt sol care a spus, uite, copiii erau acolo, a venit alt sol care a spus, uite, cămilele erau acolo, totul a fost nimicit, distrus. Dar acești soli au același mesaj, numai eu am scăpat, este supraviețuitor, ca să-ți dau de știre, numai eu am scăpat. Și tu ai scăpat, și eu am scăpat, suntem în tăciune scos din foc. De ce? La ce crezi că e bună supraviețuirea ta? Care crezi că sunt lucrurile pentru care omenirea ar trebui să binecuvinteze pe Dumnezeu astăzi pentru că ai supraviețuit tu? Unii dintre noi am trecut prin multe și nu putem să uităm aceste lucruri, deși tindem uneori să uităm. Nu trebuie să uităm niciodată că suntem supraviețuitori. Aceasta discutând Chiar biologic, dar în credință și mai serios. Noi am fost sub atacul aceluia care dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Vă dați seama că am trăit viața aceasta și continuăm să trăim cu leul dând Dacă nu ar fi bunul păstor, cine ar scăpa în situația aceasta? Atenție, vă rog, la uh, mesajul acestor supraviețuitori. Numai eu am scăpat, de deci ce ai scăpat? Ca să dau de știre. Și noi la fel. Am scăpat, suntem supraviețuitori, ca să dăm de știre. Întâi copilor noștri, primul lucru, întâi sufletului nostru. Pe tine nu te înveți dacă predici altuia, ție nu spredici. -ți predici. Întâi sufletului nostru, apoi celor de lângă noi, celor apropiați casei noastre, casei Domnului și lumii întregi. Am scăpat, supraviețuiesc ca să pot să povestesc ce a făcut Dumnezeu, să dau de știre, să anunț lucrul acesta, să păstrez pentru totdeauna în inima și mintea mea recunoștința că sunt nu un viețuitor, ci un supraviețuitor. Săptămâna dinainte știți și ați auzit de nenorocirea nenorocilor care s-a petrecut în Thailanda un fost ofițer de poliție a intrat cu pistolul încărcat într-un orfelinat și a omorât într-o creșă mai degrabă, acolo erau copii în timpul programului la școală, a împușcat 22 de copii și, și pe alții, dar 22 de copii au fost împușcați în timpul somnului. Dânsul știa programul de acolo și a intrat și i-a împușcat pe acești 22 de copii în timpul somnului. După ce a împușcat tot ce sufla acolo, a plecat. După ce a plecat, a fost prins, să știe totul despre el, dar a venit poliția, a venit salvările, au intervenit repede și, surpriza tuturor surprizelor, într -o, în locul unde dormeau copiii cu păturicile lor și cu pernuțele lor, cu unii cu jucările lângă ei și așa, în locul acesta, culmea culmilor în colțul camerei, o fetiță doarme. O cheamă Ami. Ea doarme. A căzut într-un somn atât de adânc cum a fost somnul lui Adam. Aceea a fost prima operație sub anestezie totală. Și Ami a căzut sub acest fel de somn. Și din toată clasa aceea, din toată grupa aceea de 22 de copii, este singurul copil care a supraviețuit. Mama ei plângea și spunea: Sunt în șoc. Mă doare sufletul, sunt bucuroasă de faptul că a supraviețuit copilul meu, dar cum rămâne cu ceilalți copii? sunt. Am simțăminte amestecate, spunea ea, de tristețe și de recunoștință. Eu nu știu ce simt. Dar Amy, care e un copil și erau oameni în curte, acolo au avut o sărbătoare ei au povestit, părinții celor care, al căror copii au murit, au venit și au sărbătorit-o pe ea. E mai, mai, mai important decât mama lui Ami să plângă pentru cei care au murit, mai important a fost că părinții celor care au murit au venit și au sărbătorit-o pe Ami. Sper că sunt înțeles. De obicei, când a supraviețuit copilul vecinului, nu prea se duce nimeni să-l sărbătorească în timp ce al lui n-a supraviețuit. Dar uitați-vă ce suflet bun au acești oameni. S-au dus toți acolo la casa ei, au fiert, mâncare, ceva și au sărbătorit-o pe Ami. Ami nu prea știe despre ce, cu ce se ocupă sărbătoarea aceasta, dar întreabă de colegi, de prieteni. Unde este fetița aceasta, unde e băiatul acesta? Sigur că va trebui să treacă mult timp până când ea va înțelege despre ce este vorba. Ea este o supraviețuitoare și un supraviețuitor ești și tu. Și eu sunt un supraviețuitor. Luăm viața aceasta prea ieftină. Ni se pare că ni se cuvine, dar suntem supraviețuitori. Spune psalmul, dacă nu era domnul de partea ta, spune, unde erai acum? Iar dacă ești acum și asculți acest cuvânt, este pentru că ești un supraviețuitor. Aș vrea să găsim în 1 pentru capitolul 2, versetul 9, menirea supraviețuirii noastre. Pentru ce am supraviețuit, Doamne? Și ce vorbește o menirea cu Tine? Familia mea și lumea, ce vorbește cu Tine despre supraviețuirea mea? Este o binecuvântare sau este o blestem? 1 pentru 2 cu 9. Voi să sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Asta sunteți, supraviețuitori, Ei sunt aceștia. Nu există viețuitor în poporul lui Dumnezeu, numai supraviețuitori. Nu există viețuitor mântuit. Numai supraviețuitorii vor fi mântuiți. Iată ce ați devenit voi, o seminție aleasă. Bine, dar sunt și africani, și indieni, și de, pe dacă credința ne-a făcut o seminție, mai suntem seminție națională, ci suntem o seminție creștină, Același, aceeași semânță nemuritoare a credinței în Dumnezeu a fost semănată în sufletul nostru. Voi sunteți un popor pe care l-a câștigat Domnul ca să fie al lui. Deci acesta e, aceasta e menirea supraviețuirii. Am o recunoștință fără margini față de doctorul care m-a operat. Țin minte și ori de câte ori am prilejul acesta, spun câte un cuvințel, e, omul acest, e legat de el lucrul acesta, nu-l pot uita. Am o deosebită recunoștință pentru vecina mea care a văzut că muream și a adus imediat salvarea acolo. Să uit lucrul acesta. Sunt un supraviețuitor. Și lucrul acesta nu este adevărat doar în ce privește viața aceasta biologică, ci adevărat în credință. Dacă nu era Domnul de partea mea, niciodată nu aș fi supraviețuit în credință, vreau să spun. Și cu atât mai puțin în lucrarea aceasta. Ascultați, iubiții mei, deci aceasta am devenit prin supraviețuire am devenit seminție aleasă, am devenit preoție împărătească, am devenit neam sfânt, am devenit popor câștigat de Dumnezeu ca să fie al Lui. Acesta este, aceasta am devenit noi prin supraviețuire, dacă într-adevăr sufletul nostru e plin de mulțumire pentru supraviețuire. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu, ne-a câștigat El ca să fim mai Lui, ca să vestim puterile minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea. Erați morți. Iar dacă acum nu sunteți morți, sunteți supraviețuitori, este pentru că Dumnezeu va a câștigat cu sângele lui, nu cu aur și argint, cu însăși viața lui ne-a întors înapoi la Dumnezeu. Ce privilegiu! Cine poate să prețuiască de ajuns? Din motivul acesta, cei mântuiți își vor arunca la pământ cununile lor în fața lui Dumnezeu, pentru că nu își pot atribui așa ceva. Nici unul dintre ei nu își așează una să uită în oglindă cum este, îi, îi, se, îi se cuvine. No, ei, ei le vor arunca la pământ, pentru că vor spune, Doamne, nimic din cununa aceasta nu ține de mine. Niciun fir din haina care mi-ai dat-o tu n-a fost de Noi am devenit ce popor al lui Dumnezeu câștigat de el cu misiunea pe pământ să vestim puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Voi care odinioară nu erați nici popor, acum sunteți poporul lui Dumnezeu, voi care erați uh, uh, lepădați, îndepărtați, ați căpătat durare și acum sunteți Chemați la această lucrare. Elementul cel mai important în această lucrare, vă mărturisește lucrul acesta alături de Cuvântul Lui Dumnezeu și un om care și-a dedicat viața lui acestei lucrări. Elementul determinant nu este volumul de lucrare pe care îl face cineva, cantitatea de lucrare sau numărul de ani de slujire. Eu voi împlini 50 de ani de slujire în acest noiembrie. Nu, nu dimensiunile acestea, nu reputația cuiva, nu. Poate să fie cunoscut și apreciat pe toată planeta și istoria să scrie despre el. Nu, toate acestea nu au niciun fel de însemnătate dacă temelia nu este cea care trebuie. Ea este cea care dictează viitorul unei lucrări, fie ea cea mai de pe Pământul acesta temelia. Temelia este cea care va ține în picioare o casă sau casa se va prăbuși. Temelia, casele pot fi la fel, pot fi făcute din aur, dar dacă temelia e nisip, ea va cădea. Și atunci, în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, Pavel spune așa. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra noi clădim deasupra pe epistola către Roman, pe epistola către Filip, toată viața omenirea întreagă este, este cum impactată de conținutul epistolelor pe care le-a scris Pavel. Eu am pus temelia aceasta și fiecare clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama cum clădește deasupra. Ia seama la lucrul acesta, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Temelia sau fundația este aceea care determină viitorul construcției, în furtună. Furtuna a dovedit nu ce fel de casă era aceea, ci ce fel de temelie avea casa aceea. Furtuna, încercarea credinței va dovedi pe ce fel de temelie ești zidit tu și pe ce fel de temelie ai zidit tu în lucrarea ta. Aici poporul lui Dumnezeu se împarte în două clase. Cea din tâi, versetul 12. Dacă cineva clădește pe această temelie Hristos Iisus, dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, păi, nu, da, da pă sunt diferite. Așa este. Lucrarea fiecăreia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Așa cum se întâmplă în biserici. Când cineva vine la credință îl înconjură toată biserica și îl încurajează și frumos și după aceea persoana respectivă se botează, devine parte din biserică și din ziua aceea înceta și atenția. Nu mai este nimeni interesat de persoana aceasta, se simte abandonată, părăsită. Eu o binecuvântare, vă spun din experiență personală, e o binecuvântare pentru că te prinzi de Dumnezeu. Altfel ai rămâne agățat de oameni. Dar atenție! Ceea ce se întâmplă cu un om când venim în biserică, se întâmplă cu Domnul Isus Hristos. Când venim la credință, suntem foarte atașați de El, depindem de El, îl vestim pe El, suntem zidim pe El. Și deodată uităm lucrul acesta. De aceea Biblia spune să umblați în Hristos așa cum l-ați și primit. Adică niciodată temelia unei case nu încetează de a fi temelie. Ea este cea care va decide Viitorul vremelnic și veșnic al acestei case, care este ființa noastră. Și acum scrie Scriptura că depinde ce fel de materiale. Uitând de Hristos din Paie, fânt trestie, ascultați predici în care nu este niciun Hristos. Sunt predici păgâne, sunt predici demonice. Foarte bine alcătuite uneori, și bazate pe ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, paie, fân. Treiste omenești. Uitați-vă în aceste predici complet lipsite de Hristos. Ele sunt îngerfa lui Cain, din care lipsea stropirea sângelui, și poporul vine acolo frumos la altarul lui Cain și participă la gerfa lui Cain și are soarta lui Cain. Aceasta e jertfa lui, pe când jertfa lui Abel este temelia despre care a vorbit Pavel. Gerfa lui a fost primită înaintea lui Dumnezeu pentru că îl chema pe el Abel ci pentru mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a avut alt fel de jertfă. Acum, pe această temelie Hristos Iisus, un om se poate, poate zidi întreaga viață și ființă, aura din pietre scumpe. Tot ce zidim pe Hristos devine prețios absolut orice zi din pe Mântuitorul, oriunde este El în centru predării noastre, în centru vieții noastre, în centru vieții bisericii, în centru vieții mărturisirii bisericii către lume, oriunde este El acolo, indiferent ce, cât de umilă ar fi ființa noastră, materialele pe care le zidim pe această temelie devin aur, argint, pietre scumpe. S-ar putea să venim cu materiale superioare în biserică sau în lume, în public, dar lipsiți de temelia Hristos-Isus. Atunci acestea devin fân, trestie, paie, care vor fi consumate de foc și transformate în cenușă lucrarea se va descoperi, ce ai zidit pe temelia aceasta, se va descoperi în foc, nu până atunci nu. Seamănă, seamănă grozav. Cele două case nu se deosebeau deloc între ele și Iuda nu se deosebea deloc între ucenici. Ei erau așa convinși de, de calitățile lui până în clipa în care a fost i s-a dat bucățica și s-a dovedit acolo că el era de fapt cel ce a vândut pe Mântuitorul. Până la o vreme, neghina și greu cresc împreună. Până la o vreme nu se vede deosebirea, dar cuvântul lui Dumnezeu spune, focul, adică încercarea, va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, adică a fost pe temelia Hristos Iisus și toată lucrarea în numele Lui s-a transformat în lucru prețios, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, înseamnă că omul acesta nu a zidit pe temelia Hristos Iisus, ci pe sine însuși s-a manifestat în lume, s-a predicat pe el și a ținut înaintea oamenilor chipul omului. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplată. E sigur că nu este ușor să vezi o lucrare de mari proporții, cum am văzut noi în anii care au trecut, oameni cunoscuți până la orizont, care au uh, interacționat cu președinți, cu împărați în lume, care au publicat cărți, care au influențat milioane, sute de milioane de oameni, le-au uh, uh, le dat aceste uh, învățături, i-am văzut prăbușiți și am văzut prăbușită lucrarea lor. și... Rămâi, rămâi, fără cuvânt și te gândești dacă ai fi în locul acelui om, singurul lucru pe care ți-l ai dori ar fi să fii mort. Să mor, nu poți să trăiești să vezi așa ceva. Și totuși, scrie Scriptura, lucrarea acelui om care nu zidește pe Hristos Iisus, în centru predării căruia nu este mântuitorul, jerfa căruia nu are stropirea sângelui, lucrarea asta va fi arsă, indiferent cum îl cheamă, cine este, ce face, cât face, de cât timp face? Dacă lucrarea va fi arsă, omul ăsta își deci, va pierde răsplata. Dumnezeu nu îl va părăsi, ci din potrivă, el luptă Duhul Sfânt, cum a luptat pe vremea potopului și luptă pentru el ca și el să fie mântuit, măcar că va fi mântuit ca prin foc. Nu de, de bucuria și binecuvântarea răsplătirii, ci de suferința nenorocirii pe care a suferit-o o lucrare fără Crist. O, o, lucrare fără Domnul Isus Hristos. David spune în psalmul 118 în cuvinte simple și direct, era convins că va muri din ceea ce a făcut. Și prorocul Nathan i-a spus, nu vei muri, surpriză mare, ești supraviețuitor. Wow! Atunci el scrie în psalmul 118, versetul 17, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Sunt un supraviețuitor, de aceea trăiesc, pentru ce trăiesc ca să povestesc lucrările Domnului nu cine sunt eu bogat, îmbogățit și așa mai departe, nu, nu, nu cine sunt eu cine este El, iar cine sunt eu astăzi este rodul lucrării Lui în viața dacă este ceva, cum spune Pavel Harul lui Dumnezeu a lucrat în mine care, pe care Dumnezeu m-a dat exemplu a ceea ce poate să facă el cu un om care literalmente e un caz fără speranță. Dumnezeu m-a dat, m-a ales pe mine, spune Pavel I, ca prin mine să îi încurajeze și pe ceilalți oameni. Sigur că o să fiți puțin surprinși, cum am fost și eu, de multe ori zâmbesc în sufletul meu. Sunt lucruri asupra cărora nu m-am gândit niciodată. Cu această ocazie am fost luminat din scripturi că Daniel și Nebucarnețar erau, până la urmă, frați de credință. Cum să fie omul ăsta idolatru și care aruncă oameni în foc și care popoare și sânge și cum să fie el frate de credință cu Daniel? Păi, Dumnezeul nostru e Dumnezeul întregului Pământ. Și chiar dacă cineva își arogă drepturi pe care nu le are, nu se vor împlini niciodată, pretenții care n-au niciun fel de acoperire, ca un cec așa scris, dar nu e nimic în cont acolo, dar unul se laudă că este sunt bogat, n-am îmbogățit vă rog să vedeți cum de Daniel și Nebucarnețar sunt frați de credință ascultați rugăciunea lui Daniel din capitolul 2 versetul 23, ea sună așa pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi. Nu uite ce am descoperit, uite cum se interpretează. Nu, nu, pe tine, Doamne, Dumnezeul nostru, te slăvesc că tu mi-ai descoperit aceste lucruri. Pe tine te slăvesc și te laud. Acum ascultați rugăciunea lui Nebucarnețar din capitolul 4, începând cu versetul 34 am ridicat ochii spre cer și mi-a venit mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Ați ascultat rugăciunea lui Daniel și ați ascultat rugăciunea lui Nebucarneța. Seamănă grozav. El vorbește despre Dumnezeul întregului pământ. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. Îl face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Acum eu, fratele nebucarnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Acesta este mesajul supraviețuitorului nebucat nețar, care devine frate cu Daniel. Acesta e mesajul supraviețuitorului Daniel, care iese din groapa cu lei. Acesta e mesajul supraviețuitorilor celor trei supraviețuitori și apostolilor condamnați la moarte și noi, toți, în jurul cărora cel rău a dat târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, nu suntem viețuitori, dar suntem supraviețuitori. Viețuitori vom fi. Cuvântul ne-a promis că toți aceia care zidesc pe temelia Hristos Iisus, în propria lor viață și în familie și pretutindeni în lumea aceasta, ei aceștia vor fi încununați cu o bucurie veșnică. Așa scrie profetul Isaia. O bucurie veșnică le va încununa capul și sufletul. Bucuria va rămâne asupra noastră nu pentru un moment, ci pentru totdeauna. Va fi ca și bucuria lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru pe care Sfânta Scriptură îl numește fericit. A fericitului Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca în indiferent ce condiții am fi noi. În spital sau pe stradă sau la masă în familie, în permanență să zidim pe temelia aceasta Hristos Iisus. Și să nu uităm nicio clipă că noi nu suntem viețuitori. Noi suntem supraviețuitori în numele Lui. Și în numele Lui te rugăm, Tată, să binecuvânți cuvântul acesta și oriunde va ajunge El, să umple de bucurie inima celui ce va asculta și va împlini cuvântul. Iar pe noi toți, Doamne, te rugăm în numele Domnului Isus să ne ajut să nu uităm niciodată că noi suntem supraviețuitorii crucii Domnului nostru Isus Hristos.